Scandalul dezinfectanților impune măsuri radicale. Președintele Klaus Iohannis și premierul Dacian Cioloș au convenit că este nevoie de modificarea rapidă a legislației achizițiilor publice din domeniul sanitar. Totul pentru a asigura un control mai eficient asupra produselor achiziționate în spitale, pentru a preveni repetarea unor situații de gravitatea celei în cazul dezinfectanților Hexi Pharma diluați. În acest caz, compania Hexi Pharma a fost pusă sub urmărire penală de procurorii Parchetului General pentru participație improprie la infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor și falsificare și substituire de produse în dosarul dezinfectanților diluați din spitale. Scandalul dezinfectanților diluați, considerat drept cel mai grav din sănătatea românească post-decembristă, a făcut și obiectul dezbaterii din cadrul emisiunii Miezul Problemei de vineri seară. Noi nu știm dacă în afară, să zicem, în setul de analize există aceste analize pentru HIV, pentru hepatită B, pentru hepatită C, la orice pacient care se operează la noi. De multe ori aceste analize nu se fac de rutină, da? Și atunci noi nu știm dacă operăm pacienți care să aibă aceste boli transmisibile prin înțepături sau prin contact cu sânge. Eu personal m-am confruntat cu probleme de genul ăsta, fiindcă echipamentul de protecție pentru personal lipsește. Am observat că mai mulți medici au început să aibă curaj și să vorbească. Recunoașterea adevărului este o primă condiție pentru a ști ce să faci în continuare și eu îmi doresc ca domnul ministru premier Cioloș să rămână și ministrul sănătății. În paralel cu ancheta parchetului, Corpul de Control al premierului a făcut controale inopinate la sediul Ministerului Sănătății și la 4 spitale din București. La controlul de la Ministerul Sănătății a participat și premierul Dacian Cioloș pentru a verifica documentele privind contractele de achiziții. Cioloș a anunțat că executivul a trimis la parchet raportul privind produsele Hexi Pharma. El a adăugat că săptămâna viitoare vor fi luate măsurile privind achizițiile publice în domeniul sănătății, inclusiv al produselor biocide.